Salutare, bun venit pe Cryptopedia. În episodul de astăzi am să discut despre tendințele pieței cripto pe săptămâna viitoare. Să vedem ce se întâmplă pe total market cap, tendințele Bitcoin și pe dominație. În canalul nostru Cryptopedia aveți împărțite secțiunile, deci veți găsi trei playlisturi: Învață cripto, analize Bitcoin și altcoins și introducere în criptoeconomie. Eu sunt Dan și mă ocup de această secțiune, unde prezint diferite analize pe piața cripto. Să vedem despre ce este vorba în episodul de astăzi. În episodul trecut vă explicam situația că există un tipar de tip wake-up distribution aproape complet. Am revenit să retestăm zona de rezistență de la 41-42.000. Din păcate nu a reușit să rupem acea rezistență la 41.000. Ne-a oprit la 40-300-40-400, după care am retestat suportul de la 33.000. Zilele trecute, din data de 21 mai precis, s-a format acest canal ușor lateral, deci un sideways. Când am testat pe rând, așa cum am spus, zona de 40-41.000, dar și suportul de la 33.000. În momentul de față se vede că suntem ușor pe un test de EMA30. Avem și un EMA50 aici la 37.500. Eu pusesem încă de aseară această analiză, indicând în zona de 33.835 un ușor retest de suport, după care un up spre zona de 42.000-44.000. În momentul de față suntem la 36.112. Sper să testăm cu succes zona de M50 de la 37.650 și să închidem peste ea, astfel încât mâine să avem o zi în care să atacăm rezistența de la 42.000 de dolari. În momentul acesta, sentimentul pieței este frică extremă, deci am ajuns din nou la 10 indice. Zonă de regulă de unde se umblă la investiții, deci se aduc fonduri proaspete, așa cum am zis și în episodul trecut, deci chiar crescusem de la 10-12% la 22-23% când atinsesem acea zonă de 40-40.500. De data aceasta am atins din nou zona de 10% din cauza că de la această zonă de rezistență am căzut brusc spre suportul de la 33.000. Nu știu dacă sunteți familiarizați cu ciclurile pieței. Să deschid un grafic nou. Să ascunde un pic lumânările și mediile mobile. Deci, piața are mai multe faze, deci în prima fază să zicem că este o zonă de acumulare, apoi mark up, deci piața urcă, urmează o zonă nouă de reacumulare, după care piața din nou urcă, urmează o zonă de distribuție, o nouă zonă de consolidare, un retest de rezistență, deci unde a rupt vechiul suport, deci o redistribuție și apoi din nou o zonă de scădere, către o zonă de consolidare, deci acel markdown complet, urmată de o nouă zonă de acumulare. Deci acestea sunt fazele, deci cum am spus mai devreme, să le delimităm un pic. Deci acumulare, apoi markup,
din nou acumulare, de fapt o reacumulare, din nou markup, urmează distribuția, apoi piața coboară, deci markdown. Apoi redistribuția. Și din nou markdown până când ajunge la o nouă zonă de acumulare și ciclul acesta se tot repetă. Bun, deci dacă ar fi să intuim un pic situația actuală a pieței după acea distribuție care am explicat-o în episodul trecut, în momentul de față am putea să intuim că s-a făcut o nouă zonă de consolidare în această zonă de în această zonă de 33-40 de mii. Urmează probabil o retestare de prezență la 42-47 de mii, unde o să avem o redistribuție și apoi este foarte posibil ca ciclul complet să meargă spre o nouă zonă de consolidare în această zonă. Pe graficul acesta, deci această zonă unde am rupt acel suport de la 47.000 ar trebui să o retestăm. Este posibil că dacă acest suport aici la 34-35.000 să rezistă, este posibil și chiar un dublu bottom cu un retest de 42-47.000, zona rămasă datoare pentru un retest. Dacă e să mergem pe un alt grafic, deci aici în partea stângă am încercuit o zonă de acumulare, deci acea zonă de reacumulare de fapt care am explicat-o mai devreme în ciclurile pieței. Deschiderea de an a fost la 28.975, a fost acea consolidare și apoi explozia către ATH-ul din aprilie. Deci în momentul de față suntem tot în zona respectivă ca un fel de consolidare. Urmează acest test de la 40.000-42.000 și apoi zona vizată cu redistribuția probabil în zona aceasta 42-47.000, unde ar fi cam aici la acest nivel. O soluție ca să avem deja pregătite pieșirile din monede, deci măcar jumătate din portofoliu să-l avem pregătit pentru fiat, fiindcă nu știm ce se va întâmpla la acel nivel. Dacă va confirma redistribuirea, atunci vom avea un reject și probabil vom atinge această zonă de deschidere de an la 28.975. Urmând o nouă zonă de consolidare acolo și este foarte posibil ca să avem în perioada următoare de 2-3 luni de zile un ICOF accumulation. Bun, să mergem acum pe weekly, să vedem cum avem tendința pentru închiderea de la noapte. Deschidem un alt grafic. Să-i dăm un pic clean. Aceasta este situația. Să bifăm și mediile mobile. Deci EMA21 este la 44.500, EMA50 la 33.387. Să vede cum am avut acest bounce din EMA50. Un semn de ușor reversal, cum că taurii au pus un pic presiune pe această zonă. Dacă ar fi să tragem și un Fibonacci pe
această zonă, vedem că este un bounce direct în 65 pe Fibon. Actualmente încercăm să închidem peste 37.750, o zonă în care ne-ar da un impuls spre următoarea zonă de pe Fibonacci, 44.000, zonă de care vă explicam anterior. Dacă cumva din nefericire să zicem că această zonă de rezistență nu va fi ruptă, atunci va fi dezastru pe piață, că va urma și a treia candelă, deci probabil acel pattern three black crow, deci trei ceori negre, și ne va duce spre EMA 200, deci la 17-18.000 de dolari. Deci acesta va fi un scenariu horror. Să sperăm că nu vom avea parte de asemenea scenariu și să încercăm să menținem acest suport în zona de 37.000 de dolari. Pe Bitcoin Futures, pe daily, ei au închis la 35.825, ușor sub EMA 200. EMA 21 la ei este la 45.070, deci e posibil ca mâine această zonă să fie zona lor de acțiune și probabil a pieței. Momentan nu sunt cine știe ce știri pozitive, totuși mizăm pe faptul că indiciul de frică este la frică extremă și s-ar putea să se umble la fonduri proaspete. Dominația în momentul de față este la 43,83. Mă aștept ca după aceste zile anoste de weekend, când piața nu prea a avut nicio tendință, niciun trend, nu cred că s-au luat foarte multe poziții din partea voastră zilele acestea. Mă aștept ca să avem o revenire puternică a dominației spre EMA 50, chiar spre această zonă de 50%. În aceste condiții, piața altcoin să aibă de suferit. Nu știu dacă chiar de mâine sau de după închiderea lunară, dar posibil în maxim 3 zile așa să fie această direcție. Pe total market cap, să mergem pe un time frame de 15 minute, să vedem astăzi de dimineață la ora 3 dimineața ce reacție a avut piața. Da, deci aici la ora 3 dimineața am avut o reacție de revenire a pieței. Primul impuls a fost de aproape 10% până la ora 10.30, înainte de închiderea candelei de la ora 11, apoi a urmat un ușor pullback și o revenire a pieței până la ora 15, deci la a doua candelă de 4 ore a zilei am avut acel pullback spre EMA 50. A revenit piața destul de bine și acum ar trebui să închidem în perioada următoare peste EMA 21 ca să atacăm această zonă de EMA 600. Deci este un ușor impuls de revenire a pieței. Ar forma un triunghi ascendent și atunci ținta pieței ar fi cam această înălțime. Deci în zona de 1,74 trilioane de dolari. Ar coincide cu spargerea rezistenței de la 40.000 de dolari pe Bitcoin. Iar pe Ethereum
Deci pe Ethereum, pe Daily, să vedem ce s-a întâmplat. Deci în momentul de față avem această corecție. Avem un bounce din EMA 200 și în momentul de față suntem la 23,6 pe Fibo, 2411 dolari. Dacă reușim să închidem peste această zonă 2450, atunci ținta va fi 2800. Candela de la 3000 ar fi destul de importantă, dacă reușim să închidem peste 3000 de dolari. Da, deci am avea și aici un dublu bottom cu neckline exact la 2950 de dolari, deci probabil aceasta va fi tendința pe Ethereum. Cam asta este situația, să vedem și pe futures. Explicam în episodul trecut că zona vizată ar fi aceasta 3187, este gap la 3735 rămas de din 14 mai, deci exact pe căderea de săptămâna trecută. În cazul în care a reușit să închidă peste EMA 21, care este exact la 2930, a revenit destul de bine piața și pe altcoins. Cam asta este tendința. Dacă sunt întrebări, ne auzim pe canalul nostru de Telegram. Puteți să dați un subscribe sau să vă abonați la acele alerte pentru a fi la curent cu noile episoade din analize sau de pe criptoeconomie sau chiar de pe secțiunea cu Învață Cripto. O seară frumoasă!